E o nebunie în toată lumea cu monedele cripto. Toată lumea vorbește despre asta, toți îți recomandă să investești în astfel de monede și toți se dau experți. E bine, lasă-mă să stric distracția și să îți reamintesc că nu ești un expert și habar n-ai ce faci. Pentru că lumea asta e mult mai complicată decât îți poți da tu seama. Dacă vrei măcar să ai o idee despre cum funcționează lumea asta de investiții, investiții fie în cripto, fie la bursă, trebuie să te ocupi cu asta full time, trebuie să-ți dai interesul. Sigur, poți avea noroc, dar noroc poate avea oricine. Sunt oameni care cu asta se ocupă, analizează piețele în fiecare zi, văd ce urcă, ce coboară și de ce urcă și de ce coboară, pentru că și asta e important. Dar dacă tu bagi bani într-o monedă și aștepți să dea noroc peste tine, pentru mine e ca și cum ai băga la păcănele. Poți să ai profit ori 300 următoarea zi, dar la fel de bine poți pierde și banii pe care i-ai băgat. Și aici vine întrebarea, ce bani bagi? Bagi banii de chirie pentru că ți-a zis un tip de pe YouTube că da, boss, e sigură investiția asta, n-ai cum să pierzi bani. Atunci ești prost. Apoi vine întrebarea, ce faci cu banii pe care îi câștigi? Îi bagi pe toți înapoi? E bine, asta e o dependență. Așa cum cineva care câștigă la păcănele într-o zi, vine a doua zi și bagă toți banii pe care a câștigat ca să-i piardă pe toți. Căci tot ce pasă creierului e să vadă linia aia verde care crește din ce în ce mai mult. Am fost și-o contactat de o firmă de asta care și-a făcut monedă virtuală ca să le-o promovez. Mi ofereau $200 ca să le promovez moneda într-un videoclip de-al meu, ceea ce e o sumă destul de bunicică pentru mine, ținând cont că eu fac cam $100 într-o lună. Asta din YouTube. Dar nu cred în monedele astea, în afară de una singură despre care vom vorbi mai târziu, și de aia nu le promovez. De ce nu cred în monedele astea și nu te sfătuiesc să bagi niciun ban în ele? Pentru că e ca și cum ți-ai băga banii la păcănele. E bine, trebuie să ne întoarcem puțin în timp pentru a afla răspunsul la asta. În trecut, oamenii foloseau monede de aur sau alte metale prețioase pe post de bani. Valoarea aurului este dată de raritatea lui, e greu de găsit, deci valoarea lui e reală. Mai târziu, guvernele țărilor au venit cu bagnote și au zis așa: bă, tati, bagnota asta are valoarea a 1 gram de aur. Vrăjeală! De unde? E doar o hârtie, ușor de găsit, ușor de făcut și te ajută maxim pe post de hârtie igienică dacă ai rămas fără. Dar dacă așa a zis guvernul țării, populația a zis, bine mă, fie ca tine. Să zicem că 100 de lei este egal cu 1 gram de aur și aici e șmecheria. Guvernul printează bagnote în funcție de cât de mult aur se află în banca centrală a țării. Astfel, legând valoarea banilor de valoarea a ceva real, precum aurul, valoarea bagnotelor devine reală. Dar treaba asta funcționează numai dacă oamenii au încredere în stat. Iar în anii 30, din cauza crizei, oamenii n-au mai avut încredere și în loc să păstreze bagnotele, le-au schimbat pe aur, care are valoare reală. Astfel, băncile țărilor au rămas fără aur și rămânând fără aur, nu-și mai puteau plăti datoriile și au zis: gata mă, noi hotărâm valoarea bagnotelor, nu aurul. Marile țări ale lumii din punct de vedere economic au făcut schimbarea asta, iar țările mai mici au urmat. Astfel, fiecare țară putea să-și printeze câte bagnote dorea. Să printezi mai mulți bani fără să fii susținut de ceva real nu e bine, la fel e și în cazul criptomonedelor. Înseamnă că criptomonedele pot fi controlate și pot fi adăugate mai multe de către cei care le-au creat. Și dacă ei aleg să crească în viitor numărul monedelor, lucru pe care tu nu-l poți controla, te-ai dus. Valoarea monedelor pe care tu le deții va scădea. Exact asta fac și guvernele țărilor atunci când aleg să printeze mai mulți bani. Apare inflația, iar valoarea banilor pe care tu i-ai ținut sub saltea timp de 5 ani va scădea foarte mult. De asta lumea investește în active precum imobiliarele, pentru că valoarea lor în timp nu scade, ba din contră crește. De asta nu poți face bani pe termen lung din majoritatea criptomonedelor, pentru că multe vin, multe pleacă și nu ai niciun control asupra lor. La momentul ăsta ține foarte mult de speculă și de noroc. E posibil dacă bagi 100 de euro azi, ca mâine să scoți 500 pentru că a crescut valoarea monedei, pentru că au un market mai bun și mai mulți oameni aleg să cumpere moneda respectivă pe care ai cumpărat-o și tu. Dar nu o să te îmbogățești niciodată așa, numai dacă bagi sume foarte mari pe care bănuiesc că tu nu le ai. Am spus că nu aș investi niciodată în criptomonede, cu excepția uneia. Și anume Bitcoin. De ce? Pentru că spre deosebire de alte monede care se bazează doar pe încrederea cumpărătorilor, Bitcoin e diferit. Este singura criptomonedă care are un număr limitat. Când se vor mina toți bitcoinii, vor fi doar 21 de milioane de monede fără posibilitatea de a se adăuga altele. În schimb, numărul celorlalte criptomonede poate crește la infinit dacă creatorii lor decid asta. Sistemul Bitcoin e atât de complex încât nu se pot adăuga mai mulți.
Asta dă o raritate monedei, iar prețul ei va crește. E 100% sigur că nimeni nu poate adăuga mai mulți bitcoin în viitor. E bine, nimic nu e 100% sigur în viața asta, dar scopul nu e să elimini de tot riscul, ci să-l faci cât mai mic. Iar bitcoin e cea mai bună variantă pe termen lung dacă vrei să investești în cripto.